bine v-am regăsit la o nouă ediție din seria Rețeta Zilei. Și astăzi l-am lângă mine pe domnul șef Robert și astăzi vă arătăm stilul lui de a gândi foie gras. Să începem. Să-mi spui, te rog, câteva cuvinte despre ce o să facem astăzi aici în bucătăria aceasta. Bun. Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi vorbim despre ficat de gâscă, despre pere, despre texturi crocante, despre berbețuri, despre chipsuri de pâine, vin alb, miere și vă pregătim un foie gras poel cu perle caramelizate din Bar Williams și vă arătăm în felul următor. Începem cu ficatul de gâscă, care trebuie crestat puțin pielița. În acest mod îi dăm și o formă și un design anume și evităm ca pielița să nu se spargă sau să se rupă în timpul gătirii. Și partea asta la fel. Deci și pe față și, și pe verso, da. Exact. Am înțeles. Bun. Ok. Păzim tigaia. Îi dăm o crustă caramelizată ca să avem și o textură mai frumoasă. Ulei sau ceva, nu? Nu necesită, pentru că ficatul de gâscă își lasă, elimină grăsime și are și grăsime destul de multă. Ficatul de gâscă este foarte mult apreciat de francezi. Da, da. Consumă foarte mult și în forme diferite, ca și pateuri sau chiar ca și o frutură. Cam câte minute ar trebui să se face? Deci, aici, să-i facem o crustă, nu necesită mai mult de 2-3 minute. Din verdețuri. Avem de salvie, de rucola, de sfeclă roșie, de busuioc. Ficatul de gâscă necesită să stea aproximativ 20 de minute la 145 de grade în cuptor. Eu deja simt mirosul, deci incredibil. Să mă pot abține să nu mănânc până să facem. Ok. Bine? Încă un atelul. Între timp eu pregătesc perlele. Cu ajutorul instrument care folosim destul de des în bucătărie. Perele Williams sunt o alegere optimă pentru acest produs, pentru că are texturi mai tari decât celelalte variante sau
genul de bere. Așa. Pentru că... Și eu este atât de spunetă. Exact. Și își menține, își menține forma destul de bine și la, la gătire. Că ești alături de mine, că ești un ajutor foarte bun. Oh, mulțumesc! Mă stătuiesc și eu să învăț cât mai multe. Că sincer îmi place și mie să mănânc și îmi place să mănânc bine și lucruri frumoase și gustoase. Lăsăm ustelatul să-l folosim la pere. Prima dată o caramelizăm puțin. Așa, avem nevoie de miere, te rog. Te rog. Lăsăm ustelatul și de limoană. Ajutorul mierii primim o reducție de vin destul de gros și ăsta o să fie sosul nostru pentru ficatul de deci nu adaugi o dată porția de miere. Nu, nu pentru că după aia mai necesită un pic. Ok? Am și un anason stelat folosim pentru aroma. Doar una? Doar una, pentru că este foarte aromat. Da. Și o reduce până se face un sos capitelat, fin și frumos. Le putem obține cu o tigaie, punem ulei să se încingă și atunci ușor le aranjăm în uleiul încins și le scoatem și le tapetăm pe hârtie ca să absorbim uleiul în exces și atunci obținem astfel de texturi foarte crocante. Și pe cam care... cât timp necesită până se fac? Sau de unde? Deci dacă e uleiul încins, în 2-3 secunde se coc, se prăjesc. Și asta le putem folosi la decorurile produselor. Acum o să le folosim și noi la decorarea ficatului de găsire. Obișnuiesc să fac astfel de chipsuri din cartofi turci. Da, exact, se pot face și din cartofi turci și din cartofi normal. Da? Și atunci poți să-i dai cu aroma ce vrei tu sau ce dorești tu. Chipsurile de pâine iarăși se filiază cu filiatorul, bagheta. Și atunci se pune la cuptor la 145 de grade și se lasă aproximativ 10 minute. Și el se usucă, se prăjește frumos în cuptor. Trebuie evitat. Acum deja se cristalizează. Da, da, da.
excesul de grăsime, da. Așa. Asta și eu iau de aici să nu mai. Ok. Tapetăm puțin. Îmi dai trebuie să îmi pară o să mă fac. Perlele obținute așa arată. Și un miros excepțional. Ok. Și sosul punem și peste pere și peste. Acum așezăm decorul. Chipsurile de pâine. O să mă fac și eu. Sigur, hai de și dacă o să-mi iasă. Ok. Te rog și tu. Ok, stă cu prima dată și după aia îți arătă un alt stil de a decora. Spune când ești gata. Bun. Să acum, zicem că și acum să-ți arăt sunt pricepută. Cum am gândit eu. Hai, te rog. Luăm astea, așa împreună, frumos. Încă una. A, deci 4, nu 3. Așa, le așezăm aici în mijloc, că ele o să se sprijine una de alta. Ok, bun. Aranjăm un pic astea încă spre agrămadă. O salvie, că salvie are un gust aparte și este, îi dă și o aromă bună la preparatul nostru. Ok, folosim un busuioc mai transparent. Bun. Și niște germeni de mazăre. Care o să ne mai dea un pic de culoare. Ok, ștergem un pic unde am frotat. Și cam asta ar fi preparatul nostru. Vă dorim cu frumă. Sper că v-a plăcut rețeta de astăzi. Dacă doriți să degustați și aveți drum în Oradea, această rețetă îl găsiți la Hotelul Maxim sau contactat-o pe Chef Robert. Pot să vă zic că mirosul este excepțional și abia aștept să îl gustăm împreună. Da. Ne vedem pe curând. Până atunci aveți grijă de voi și vă pupăcim! Pa, pa! Dragilor, haideți să degustăm acest preparat minunat. Sunt foarte nerăbdătoare. Să vedem. Că ne-ai arătat stilul tău de a găti foie gras. Este foarte gustos și te felicit. Și acum, dacă ne spui în câteva cuvinte, cum ai ajuns tu să fii pasionat de bucătărie? Deci, în primul rând, mie place foarte mult să gătesc și să ofer oamenilor senzații culinare bune și satisfăcătoare. Și din cauza asta îmi place foarte mult să fac specialități și să gătesc specialități pentru oamenii care apreciază această tematică și gastronomie, ceea ce reprezint și eu. Îmi place foarte mult ceea ce fac și poate din cauza asta ce se vede în farfurie, se vede și pe mine. Da, cu siguranță se vede pasiunea, în primul rând, și încă o dată te felicit. Mulțumesc. Și îți mulțumim că ai găsit ceva foarte gustos. Dragilor, ne vedem în curând la una ediție. Până atunci aveți grijă de voi, vă pupăcim! Pa, pa!